Partida dintre Farul Constanța și Academica din Clinceni. Farul Constanța, echipă pe care probabil puțini o bagă în seamă și puțini o iau în calcul în lupta pentru primele locuri. Aioan în poartă, Denoyer, Ghiță, Larie, Duso în apărare, apoi Boboc, Artean și Purece în linia de mijloc, Pitu, Hefte și Canea, 11-le de start al formației antrenate de Gheorghe Hagi. Sunt două schimbări față de runda precedentă, nu mai sunt în primul 11 Mladen și Ciobanu. Sigur că a fost și în lotul jucătorilor de la Olimpiada, au fost și ceva probleme de ordin medical și iată-l pe Boboc acum în primul 11. Trupa lui Dună, Marin Dună, oficial, să spunem, în acte, antrenor principal. În sfârșit, Păun, Achim, Iutrici, Bilali și Pârvulescu în apărare, Ventura, Molan în fața lor. Pitești, interesant este că e primul meci din acest sezon pentru centralul piteștean, care în noiembrie va împlini 40 de ani. N-a mai arbitrat și el din luna mai, campionatul precedent, desigur. A mai fost la un meci de ligă secundă. Jucători care stau bine ca talie, mai ales că vine acolo și Ghiță, sigur, Hefte, jucător cu gabarit, cu talie. Gol! Hefte! 5 minute și 30 de secunde de la startul partidei și în acest moment atacantul spaniol îl egalează în fruntea marcatorilor din Liga 1 pe Sorescu. Are 5 goluri marcate. N-au atât de multe goluri marcate cât a marcat Hefte singur. Și golul e frumos. Gol de atacant. Gol de atacant adevărat. De Amorim, William de Amorim. William de Amorim. Acum pe Pitu, Hefte, Hefte se întoarce, șutul este în offside. Nu, șutul e în offside, el e în offside, șutul era în poartă, mingea era în poartă. Aici offside, a văzut bine, ajutat și de linia careului. Da, e cu fanionul ridicat de mult, după cum vedeți. Și Ganea, Pitu, Pitu, Pitu! Bun, e corner, da. Panionul rămâne jos, la Boboc, centrarea lui Boboc, Hefte! Mingea este deviată, dar se duce în poartă! Eu v-am spus că e periculos cu spatele la poartă, deci ce... Ce... Cât plumb poate să toarne în picioare un astfel de gol încasat de o echipă în ultimul minut din prima repriză. Contabilizat ca marcator. Bine, probabil că da, așa, ca să sune bine, că e cel mai bun marcator al campionatului. Da, e golul lui Hefte. E golul lui Hefte, deși are doi adversari în față și portarul. Arbitru să jocul să continue aici la Caslauska. Șutul francezului Goma. Clinceniul, Clinceniul poate, Clinceniul are resurse. Jucătorii intrați la pauză, nu mi se pare foarte nivelat. Așa cum greșește Pârvulescu aici, se scoate din joc și este o poziție bună pentru gazde. Sali scoate aici la Artean în dreapta, are timp, are spațiu. Artean în fața porții, gol! Tripla lui Hefte Betancor. E frustrant, e frustrant pentru echipa din Clinceni, fără îndoială. Aici nu mai este Pârvulescu. Aici nu mai este Pârvulescu. Artean. Da. Nu se duce nimeni. Deci golgheterul campionatului, golgheterul campionatului are bulevard în fața porții adverse. Pasa este bună, Adi Petre! Adi Petre! La 0. Înscrie din nou. În 24 de meciuri Adi Petre a marcat un gol. În 8 meciuri aici la Farul înscrie de 3 ori. Adi Petre este în centru. Vine și Purece pe partea cealaltă.
Sali, trece Sali, Sali și aici, Sali driblează pe toată lumea și mingea se duce în poartă, Sali! Puștiul Minune face ce face, driblează pe toată lumea și înscrie primul său gol în Liga 1 la 15 ani. Gică Popescu, să-i spună cineva că e 5-0 pentru echipa la care el este președinte. Să se mai plătească din datorii. Intră cum necum, cum necum mingea intră în poartă. Deviată și de adversar, atinsă și de portar. Dar în istorie va rămâne că la 15 ani Sali a marcat în Liga 1. Acesta va fi scorul. Acesta e rezultatul meciului. Farul Clinceni 5-0. 5-0 pentru Farul, pentru echipa lui Hagi. 3 puncte importante pentru Hagi, care cu siguranță vrea să termine sus pe loc de cupe europene. Urmează reacții, desigur, de aici, de la Constanța, după această victorie clară. Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro.